Visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vreau să vă fac un clip. Ce cumpărături am făcut eu de 100 de lei? Haideți să începem. Vreau să vă spun că am făcut cumpărăturile din două locuri. Bănurile nu le mai am. Dar vă garantez că în total fac 100 de lei. Pentru că prima plasă de cumpărături a costat 60 de lei, iar a doua 40. Haideți repede să vă arăt ce am cumpărat. Aici avem cumpărăturile. Le voi desface aici pentru că este haos la mine în casă. Am luat un box de apă minerală, trebuia să mai iau unul și de apă plată, dar nu am mai putut să le car și mi-am dat seama că nu le voi putea căra și am lăsat decât boxul de apă minerală pentru că mai am vreo două sticle de apă plată. Bun, haideți să începem prima dată la Lidl. Aici avem plasa de la Lidl. Avem așa, rondele de orez cu ciocolată, foarte, foarte bune, au 500 de calorii pe 100 grame. 500 de calorii, da, 494. Bun. După care avem rondele simple. Acestea au 400 de calorii pe 100 de grame. 393. Deci este o diferență de 100 de calorii. Și de aceea eu le prefer pe cele cu ciocolată. Voi puteți să le luați care vă plac. Aici am mai luat un tort de înghețată. Știu, știu, nu mă criticați. Dar nu mai am miere acasă și mă voi duce la țară peste vreo două zile, probabil. Am luat un tort de ciocolată, m-am uitat la toate torturile, am găsit un sorbet, tot așa la Lidl, și acesta tot de la Lidl este luat. Am găsit un sorbet la 120 de calorii, dar din fructe așa, dar nu cred că e dulce și nu l-am luat. Acesta are 217 calorii pe 100 de grame. Atenție, 100 de grame, nu mililitri, pentru că tortul acesta are... 900 de mililitri, dar decât 500 de grame. Deci 2 ori 5, acest tort are undeva la 1000 de calorii. Dar nu-l vei mânca totodată, bineînțeles. Îl țin pentru nopțile în care am poftă de ceva dulce. Aici am cumpărat mușchi, se poate observa. 3 bucăți, prefer acest mușchi, foarte, foarte bun este. Aici avem o salată de ton, aceasta este care îmi place mie. Mai sunt încă două sortimente la Lidl. Aici am luat niște fructe, niște kiwi, 500 grame. Brânză cotici, la fel o sursă foarte bună de proteine. Nu am foarte multe proteine, pentru că eu nu mănânc foarte, foarte multe proteine. Adică sunt conștient că nu mănânc exact cât îmi trebuie, dar mai suplimentez cu polen și cu păstură. Brânză cottage light. Și una normală. Îmi place mai mult asta la ei, nu știu, parcă e mai bun la gust. Un pic că încade camera aici. Trebuie să-mi cumpăr și un trepied, că e varză. Bun, am mai luat chefir. Tot de la Lidl. Și cam astea sunt cumpărăturile. Și apa. Deci peste 60 de lei. Iar aici avem de la Anabela cumpărăturile. Haideți să desfacem pasta repede. I-am luat așa, prima dată pentru să mănânc acum, pilaf, gata făcut, cu varză, varză călită, probabil. Foarte dietetică, foarte bună varza, e foarte bună și salata de varză crudă. Aici avem 6 ouă, tot așa o sursă foarte bună de proteină și de grăsimi bune. Avem o pâine integrală, mi-am luat aici o apă din aceasta pentru că este cu calciu, văd. Are aromă de cocos și pineapple, de ăsta, ananas. Și am zis să o încerc. Este gustoasă, e bună. Haideți să vă zic și câte calorii are apa. Apa are 2 calorii pe 100 de litri, deci nesemnificativ. Da, sunt convins că are numai porcării, numai euri. Aici avem două pulpe de pui, tot așa pe rotisor, gata făcute. Să mănânc acum cu orezul și cu asta, cu varza. Și aici avem un sfert de pepene,
Nu mai aveau pepeni la Lidl și am luat de la Nabela și nu am riscat. Am văzut această bucată care era bună, arăta bine, era tare, am pus-o pe ea. Deci, prieteni, cam astea sunt toate cumpărăturile pe care le-am făcut eu cu 1.000.000. Avem și surse de proteină și surse de carbohidrați și fructe, legume mai puțin. Toate s-au scumpit. De-abia ce am venit de afară, am fost la sală, după am fost la cumpărături, m-a prins și ploaia. Da, deci cam astea sunt cumpărăturile, nu am luat mare lucru, pentru că tot erați curioși ce mănânc. Uitați, astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut săptămâna aceasta, astăzi este luni. Sper să vă fi inspirat acest video. V-am zis, nu sunt lucruri complicate, sunt lucruri foarte ușor de făcut, pentru că mie îmi place să mănânc cât mai repede și să nu stau să-mi prepar. Acum mi-am luat mâncare gata, gătită. Nu știu dacă este bine, dacă este rău, dar eu zic că sunt niște alimente ok, pentru că eu cu ele am slăbit și mi-a mers foarte, foarte bine. Nu uitați să-mi dați un like pe Facebook, pe Instagram, să vă abonați și acolo pentru că postez mult mai des. Nu uitați să vă abonați pe acest canal, Miere TVO, canalul de YouTube, pentru că voi posta clipuri în fiecare săptămână, cel puțin 2-3 clipuri pe săptămână. Nu uitați să mâncați sănătos, fraților, să faceți mișcare, să consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile voastre. Eu sunt Otto, până data viitoare, vă Și visul salut! meu nu are Ciao! limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja.